O parte din cei peste 4.300 de elevi care au absolvit cursurile gimnaziale în județul Neamț au trecut și de proba scrisă la matematică, ce s-a desfășurat miercuri 29 iunie. Din păcate, 68 de elevi au abandonat examenul. Au existat și 6 cazuri speciale în care elevii au solicitat asigurarea de condiții speciale de desfășurare a examenului. Astăzi, 29 iunie, între orele 9 și 11, absolvenții claselor a 8-a au susținut proba scrisă la matematică în cadrul examenului de evaluare națională. În județul Neamț s-au fost înscriși 4.372 de elevi, dintre care au fost prezenți la proba de matematică 4.304 elevi, fiind absenți un număr de 68 de elevi, din fericire eliminați 0. Și în această sesiune s-au înregistrat 9 cazuri speciale care au necesitat adaptarea condițiilor de examen conform metodologiei. Este vorba de elevii care, din cauza stării de sănătate, au solicitat condiții optime în sălile de examen. Conducerea Inspectoratului Școlar este mulțumită de faptul că în toate centrele s-au asigurat condiții optime de desfășurare a examenului. Astăzi examenul s-a desfășurat în condiții optime, fără a fi constatate probleme de ordin tehnic sau organizatoric. Putem să anunțăm părinții și elevii că vineri 1 iulie până la ora 16 vor fi afișate rezultatele. Urmează 4 ore în care se depun contestații în ziua de 1 iulie, între orele 16 și 20. Iar rezultatele finale vor fi afișate în data de 5 iulie. După afișarea rezultatelor finale ale examenului de evaluare națională, absolvenții ciclului gimnazial vor participa în perioada 8-15 iulie la repartizarea computerizată pentru ocuparea unui loc într-un liceu. Pe 19 iulie se va încheia și prima etapă de repartizare computerizată. La admiterea în liceu va conta în proporțiile 75% media la evaluarea națională și 25% media generală de absolvire a clasei 8-a. Înscrierea în școlile profesionale se va face pe 13 iulie. De anul acesta există și posibilitatea echivalării examenului de limbă străină.